Moldovenii care nu au vize de reședință în regiunea transnistreană nu vor putea intra în această zonă până în luna septembrie. Subiectul a fost discutat astăzi la întrevederea dintre președintele Igor Dodon cu reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Meyer-Hertling. Acesta se află într-o vizită de lucru în țara noastră. Șeful statului a discutat cu reprezentantul OSCE chestiuni legate de agenda actuală a dosarului transnistrean. Igor Dodon a vorbit despre problemele circulației libere a cetățenilor noștri peste Nistru, despre funcționarea sistemului bancar și cel al telecomunicațiilor. Наших граждан из некоторых населенных пунктов. К сожалению, все проблемы еще не решены. Нужно их решать, потому что Приднестровье приняло решение, что у них 15 июня закончился режим чрезвычайный. Но, к сожалению, некоторые ограничения для жителей левого и правого берега остались в силе еще до сентября. Oficialul OSCE a accentuat că această vizită este importantă pentru activitatea sa. Thomas Meyer-Hertling spune că a avut naivitatea să creadă că această criză pandemică va accelera comunicarea dintre cele două maluri ale Nistrului. Noi знаем о всех проблемах о свободе движения. Я думаю, что ваши попытки успешные, по крайней мере, облегчить положение в некоторых особых местах, это уже важное начало. Я, может быть, наивно понял, что если есть такой кризис, это облегчает контакты между сторонами, потому что, в принципе, вирус не знает контрольные пункты и все, и это было бы логично, что сотрудничество станет теснее. И, к сожалению, другая сторона все-таки приняла некоторые решения. Autoritățile de la Tiraspol au prelungit starea de urgență în regiune până în luna septembrie. Astfel, persoanele care nu au vize de reședință în stânga Nistrului nu au acces în această zonă. Excepții s-au făcut doar pentru locuitorii satelor Varnița, Copanca, Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Doroțcaia, Coșnița și Pârâta, care pot circula liber prin doar câteva puncte de trecere a liniei administrative. Amintim că libera circulație a locuitorilor din aceste sate și accesul la terenurile agricole pe care le dețin fac parte din pachetul Berlin Plus. Chișinăul consideră că aceste angajamente ale Tiraspolului nu au fost respectate întru totul, iar comportamentul Tiraspolului în timpul regimului de urgență cauzată de pandemia de COVID-19 a înrăutățit situația locuitorilor din aceste sate.